La momentul actual, lupii sunt problemele cele mai mari din păduri, astfel se explică și pierderile majore care se înregistrează la Cervide. Problema cea mai gravă o constituie în momentul de față lupii. Și ursul, dar lupii sunt, în momentul de față, sunt catastrofe. Avem cel puțin două ocoale silvice, ocolul silvic Pudna și ocolul silvic Crucea. Sunt epicentru, că ăștia nu stau. Azi sunt aici, mâine sunt la 60 de kilometri, găsești. Dar după cum se știe, de 6 ani de zile nu mai recoltăm niciun lup, niciun urs. Sunt interziși la vânătoare. Ori avem și anul ăsta, avem pierderi imense la Cervide cel puțin, la Căprioare, la Ciute. Ceea ce în viitor, eu preconizez că dacă cineva nu ia taurul de coarne, să-i spunem așa, acum, până nu este prea târziu, vom avea mari probleme. Adică protejăm lupul, dar nu protejăm Căprioara și Ciuta. Mie mi se pare o aberație. Ori acuzațiile care s-aduc și s-au adus ani de zile vis-a-vis de această vânătoare. Vânătoarea este o activitate științifică. Este gândită, este studiată de către specialiștii noștri de ani de zile și noi nu facem noi ce vrem inclusiv la vânătoare, fără să spunem că în pădure, că mulți ne acuză că facem noi în pădure ce vrem. Nu facem ce vrem. Deci vânătoarea este o activitate științifică. Acolo sunt stabilite niște efective optime pe fiecare suprafață de pădure. Nu pot să trăiască mai mult de un urs la 1000 de hectare. Nu poate fi un lup mai mult de un lup la 5000 de hectare. Ori în momentul de față noi avem cel puțin la urși, avem cel puțin 3 urși pe 1000 de hectare. Ei, ăia doi care sunt în plus acolo, ăia sunt nevoiți să o ia undeva, să ducă. Este vorba de hrană, concurența lor pentru hrană, ăla mai puternic și care este stăpân acolo în permanență o să îi bată, ca să zicem așa, pe ceilalți, ăia pleacă și coboară. Coboară în sate, coboară la predeal, coboară la cabane, coboară undeva unde pot să-și asigure hrana. Ați văzut, în toamnă am avut urși la Solca, la Gura Solcii. Acolo niciodată în viața vieții nu a fost urs. Cum să vină ursul acolo? Era o ursoaică cu doi puișori care efectiv a ajuns și ea undeva unde erau mai mulți urși și n-a avut ce face. Ca să supraviețuiască, să-și crească pui, a luat-o într-o direcție până a ajuns în Porumbiște. Acolo a găsit hrană și acolo s-a stabilizat. Astea nu sunt lucruri normale. La Panaci, de exemplu, acolo am avut urs anul trecut care a intrat în cotețul găinilor. A intrat la porc, a mâncat câini. Asta nu s-a întâmplat de când din lume. Este un fenomen care ar trebui să îngrijoreze, nu numai specialiștii. Eu mă refer acum la ONG-uri care sunt de acord cu ei până la un anumit punct. Da, populația de urs din România este una destul de numeroasă. Avem exemplare extraordinar de frumoase. Și ei aici, ursuleții noștri să fie frumoși. Ori așa, în modul ăsta de gândire, nu o să fie ursuleții frumoși. Vedeți că sunt exemplare degenerate, intervine acel fenomen de consanguinizare, care nu face bine la nimic, la niciun fel de animal. Degenerate din toate punctele de vedere. Sunt slabi, sunt mici, comportamentul lor este deviant, deci nu ajută la absolut nimic. Ori exemplarele alea trebuie extrase. În momentul de față se extrag doar cu derogări de la minister și alea se obțin foarte greu. Anul trecut a fost un ordin de ministru undeva la 140 de urși în România și după specialiști sunt undeva peste 10.000. E nesemnificativ. Deci ne luptăm în momentul de față cu această creștere exagerată a efectivelor de urs și a efectivelor de lupi. Fără să mai vorbim că și râsul a început să crească acum. Și așa cât este de mic, nu vă vine să credeți ce pagube face. Am văzut niște filmulețe pe YouTube, e incredibil. Se agață de ciută, cât e ciuta de mare, de gâtul ei, de jugulară și nu se dă jos până nu se scurge sângele și o omoară. Efectivele reale trebuie să ajungă la efectivele optime. Și cu asta, în momentul în care efectivele reale vor fi aproape de efectivele optime, atunci totul decurge normal. Un lup mai mănâncă o ciută care este bolnavă, un urs mai mănâncă o căprioară care este bolnavă, un mistres care este bolnav.
Deci se reglează între ele acolo. Mi-aduc aminte că am citit pe undeva de parcul Yellowstone, din Statele Unite, parcă, sau din zona aia de undeva, pe la 1900 au constatat că sunt lupi foarte mulți și au împușcat pe toți. În 50 de ani s-au înmulțit efectivele de cervide, de cerbi, de căprioare, de ciute, atât de mult încât au început să roadă tot semințișul de la arboretele alea, a început fenomenul de deșertificare. A fost nevoit ca după anul 1950 să introducă din nou lupul, ca să înceapă să regleze efectivele de cervide. Deci și natura asta are rolul ei, tătuca le-a pus acolo atâta cât trebuie pentru fiecare, iar în momentul în care constatăm că ceva nu e în regulă, intervin cu vânătoarea. Este mult mai elegant, așa să zicem, un cartuș pentru ciută decât cineva care să vină să o prindă în laț, să o chinuiască, să facă altceva. Că așa se întâmplă acum, cel puțin la lup și la urs. O să ajungă oamenii proprietari de stâni, de animale, de... Noi avem peste 50 de vaci omorâte anul trecut. Ori este mult. Acolo unde vor fi atacuri de asta, cetățeanul o să înceapă să-și facă ceva. Pune lațuri, pune pari, pune nu știu ce-i face și o se braconează în stil barbar.